În 2005, această sculptură a lui Constantin Brâncuș, numită Pasăre Măiastră, a fost vândută la licitație pentru suma de 27 de milioane de dolari. Această sculptură a costat și mai mult, 37,6 milioane de dolari. 37,6 de milioane de dolari pentru această sculptură. Cum e posibil? La prima vedere, sculpturile lui Brâncuș nu par nimic altceva decât simple forme geometrice. Cum se poate ca acestea să valoreze 10 de milioane de dolari și cum se poate ca Brâncuș în sine să fie considerat unul dintre cei mai importanți artiști din istorie? Păi, hai să aflăm! Constantin Brâncuș s-a născut în 1876 în Hobița, județul Gorj. Era al șaptelea copil dintr-o familie de țărani. A avut o copilărie dificilă, era destul de sărac și a fost de mic nevoit să călătorească des în căutarea muncii. Prin adolescență era în Craiova și lucra ca ucenic. Acolo, Brâncuș a reușit să construiască o vioară din materiale găsite printr-o prăvălie, dând dovadă de un adevărat talent în prelucrarea materialelor. A fost ajutat să meargă la Școala de Arte și Meserii din Craiova și după ce o termină merge în București la Universitatea Națională de Arte și după ce o termină și pe asta se duce în Paris, unde este admis din nou la o prestigioasă școală de arte. În Paris, Brâncuș ajunge în elementul său. Comunitatea artiștilor de acolo era remarcabilă. Cei mai renumiți artiști din lume locuiau aici și majoritatea le-au primit pe Brâncuș cu brațele deschise. Aici a fost inspirat și a interacționat cu elita mondială a artei. Adică Brâncuș o ardea la cafea cu oameni de genul Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Marcel Duchamp și mulți alții. A avut până și o aventură amoroasă cu Peggy Guggenheim și dacă numele ăsta vă sună familiar, asta e pentru că Guggenheim este numele unuia dintre cele mai importante muzee și fundații artistice din lume. Așadar, pe hârtie, Brâncuș avea tot ce îi trebuie ca să fie un mare artist. Talent, relații și 3 facultăți. Tot ce îi mai trebuia erau niște lucrări excepționale. Brâncuș a început activitatea lucrând în atelierul lui Auguste Rodin, cel mai important sculptor al vremii, dar a plecat după scurt timp pentru că, așa cum a zis el într-un celebru citat, la umbra marilor copaci nu crește nimic. Adică nu voia să trăiască în umbra lui Rodin, voia să fie un artist independent și să-și găsească propriul stil. Și de atunci, Brâncuș începe să experimenteze și să dezvolte stilul de sculptură care l-a făcut celebrul. Stilul de sculptură pe care am promis că îl voi explica la începutul filmului. Așadar, hai să vedem care este faza cu aceste sculpturi pe care mulți le-ar considera cam simpliste, mai ales când le compari cu capodoperele trecutului. Ai putea spune că și un copil ar putea să facă asta. Păi, în primul rând, trebuie să înțelegem un lucru. Brâncuș nu sculpta așa pentru că nu putea să facă lucruri mai complexe. Acesta era, la urma urmei, foarte talentat, chiar de mic copil. Priviți, spre exemplu, această lucrare. Este un bust al lui Carol Davila, care este încă expus astăzi în București. Și Brâncuș a făcut această operă în facultate. Același lucru este valabil și la pictori, cum ar fi Picasso, care nu picta așa pentru că nu știa să deseneze, știa să deseneze foarte bine, doar că ăsta era stilul pe care l-a ales. Stil care, în cazul lui Picasso, Brâncuș și mulți alții, aparține unui curent artistic numit modernism. Modernismul a avut un rol foarte important în istorie. A început undeva în 1870 și s-a terminat odată cu Primul Război Mondial, influențând mai toate operele artistice ale vremii. Aceasta era o perioadă în care au apărut numeroase inovații tehnologice revoluționare, gen mașina, avionul sau industria. Astfel, modernismul era un curent care punea preț pe inovație, pe experimente, pe tot ce era nou și nemai văzut. Moderniștii voiau să se elibereze de trecut, voiau să se elibereze de tradițiile filozofice, de tradițiile morale, dar și de tradițiile artistice. Asta înseamnă că arta vremii era la rândul ei nouă, inovatoare și experimentală. Metodele clasice ale trecutului au fost date la o parte și s-au încercat tot felul de chestii noi. Pictorii au realizat că pot picta și altceva în afară de o vază sau un peisaj sau pe Isus. Ar putea încerca să picteze emoții sau concepte sau să prezinte subiecte în alte moduri decât suntem obișnuiți și cam așa a apărut arta abstractă și cam ăsta este modernismul, în esență. Cam asta făcea și Brâncuș, a fost printre primii sculptori moderniști din lume.
și în acest sens și în acel context Brâncuș era remarcabil. Nimeni nu mai făcuse nimic similar niciodată. Era cu totul nou, inedit, îndrăzneț, profund și a revoluționat ce înțelege lumea prin sculptură, inspirând numeroase viitoare generații de artiști, arhitecți și designeri, inclusiv Frank Gehry, celebrul arhitect care s-a lăsat inspirat de Brâncuș când a făcut designul pentru muzeul Guggenheim din Bilbao, despre care am vorbit și mai devreme. Așadar, în contextul modernismului, putem înțelege mai bine de ce Brâncuș a fost atât de apreciat. Dar oricum, modernism sau nu, ai putea spune că tot nu vezi care-i faza. Adică unele dintre sculpturi par de-a dreptul puierile. Ei bine, nu e chiar așa. Uite, această sculptură, spre exemplu, se numește Sărutul, e destul de celebră. Și deși pare rudimentară, asta e și intenția. Spre deosebire de sculpturile ultra-realiste, ultra-șlefuite din trecut, această lucrare șochează prin aspectul său brut, nefinisat și ne permite să vedem procesul prin care a fost făcută. Cu toate astea, liniile sunt elegante și reușesc să surprindă o emoție puternică de afecțiune între un bărbat și o femeie, într-o uniune puternică ca piatra, concretizată printr-o îmbrățișare, un sărut și doi ochi aliniați care împreună formează un singur ochi, la fel cum bărbatul și femeia sunt ciopriți în mod evident dintr-un singur bolovan. Oricum, faza la Brâncuș era minimalismul. Adică încerca să exprime cât mai mult cu cât mai puțin, să elimine tot ce nu este necesar și să reducă totul la esența sa reală. Putem vedea asta în numeroase lucrări, cum ar fi asta, Muza adormită. Aici, din doar câteva linii și forme subtile, Brâncuș reușește să transmită atât de mult frumusețe, liniște, puritate, vise. Aproape că ne putem imagina această femeie, dormind liniștită, și putem simți ce a simțit Brâncuș când a fost inspirat să transforme această viziune într-o sculptură. Să nu mai zicem că prezentarea este cu totul originală, adică nimeni nu ți-ar fi gândit să facă o astfel de sculptură, fără gât, fără piedestal, așezat așa pe o parte, e ceva foarte inedit. Hai să mai luăm un exemplu. Chiar pasărea de la începutul filmului. Poate din nou ți se pare că nu seamănă prea mult cu o pasăre, dar dacă vezi alte variante poți înțelege mai bine. Aceasta este o temă pe care Brâncuș a abordat-o de numeroase ori, făcând-o tot mai simplă, eliminând tot mai multe dintre detaliile care nu spuneau nimic, până când a rămas doar ideea în sine. Nu neapărat a unei păsări, ci a zborului. Sculptura sugerează ascensiune, pare că se mișcă deși stă pe loc, luciul face ca lumina să danseze în jurul ei ca și cum ar călători prin cosmos. Și lăsând la o parte toate interpretările sublime, statuia în sine e destul de frumoasă, într-un mod inedit. Cel puțin așa mi se pare mie. Și cu cât te uiți mai mult la ea, parcă cu atât devine mai interesantă. Gândind în astfel de termeni, putem să înțelegem mai bine sculpturile lui Brâncuș, dar și arta în general. Dacă știm la ce să fim atenți, înțelegem contextul perioadei și înțelegem cât de cât motivația lui Brâncuș și ce încerca să facă, putem să apreciem altfel operele lui. Uite, poți încerca și tu să interpretezi câteva. Nu uita, Brâncuș era un minimalist, adică vrea să exprime cât mai mult cu cât mai puțin, încerca să exprime prin sculptură nu neapărat obiecte, ci emoții și concepte care nu pot fi exprimate în cuvinte, voia să pună în evidență materialul folosit, nu să îi distrugă natura, și încerca cât mai mult să exprime esența lucrurilor. Înțelegând asta, uite-te cu atenție la lucrare, gândește-te dacă îți place cum arată, încearcă să o vezi din altă perspectivă, pune-ți întrebări, gândește-te ce crezi că înseamnă, ce voia să zică și nu în ultimul rând, gândește-te ce înțelegi tu din ea. Pentru că în fond și la urma urmei, arta e menită să fie reflexivă. Și dacă tot ce vezi în ea e o mare prostie, atunci... Ok. Acum că știi asta, aproape că poți să fii critic de artă. Hai să ne folosim acum calitățile nou dobândite ca să examinăm lucrarea asta. Aceasta se numește Principesa X și povestea acestei lucrări este fascinantă. Începe cu Marie Bonaparte, strănepoata lui Napoleon, care l-a rugat pe Brâncuș să-i facă un bust. Brâncuș a refuzat inițial, dar ea a insistat, așa că până la urmă a făcut o sculptură pe care a tot modificat-o, a tot rafinat-o, a tot simplificat-o, până când a rămas cu asta. Care, așa cum insistă Brâncuș, exprimă esența feminității în sine. Principesa X a stârnit multe controverse, fiind înlăturată dintr-o expoziție pentru că era prea obscenă.
ceea ce l-a deranjat teribil pe Brâncuș, care insista cu vehemență că este doar o reprezentare a feminității așa cum o vede el. Până în ziua de azi nu se știe ce gândea de fapt Brâncuș. A făcut-o intenționat? Voia să zică ceva? Nu-i plăcea de Marie Bonaparte? A făcut-o subconștient sau poate chiar nu a observat? Greu de crezut. Adică cum să nu observi? Poate că era pur și simplu un troll. Indiferent ce ai spune despre Brâncuș, cu siguranță era un om muncitor, disciplinat și inteligent. Dintre toate operele lui, cea care a avut cel mai mare impact asupra lui, cred eu că este chiar asta de la început, Bustul lui Carol Davila. După cum am spus, a fost făcut în timpul facultății, sub îndrumarea profesorului său, care aranjase ca sculptura să fie achiziționată și folosită ca un monument militar. Banii pe care urmea să-i primească trebuiau să fie folosiți pentru călătoria la Paris. Brâncuș a lucrat mult la sculptura asta, dar când a ajuns cu ea în fața comisiei militare, aceștia nu erau prea mulțumiți. Se plângeau despre mărimea nasului, despre poziționarea epoleților și explicau cu vehemență cum să-și modifice lucrarea. Deranjat de aceste critici, Brâncuș pur și simplu s-a întors și a plecat. Fără să zică nimic, nu și-a mai luat nici banii și a decis să plece la Paris pe jos. Da, în mod incredibil, Brâncuș a plecat de capul său pe jos prin lume, oprindu-se pe drum ca să muncească, să viziteze, să-și lărgească înțelegerea despre lume și despre artă. Ajuns în Paris, a reușit să se integreze în cea mai remarcabilă comunitate artistică din lume, să producă o grămadă de lucrări istorice și să rămână cunoscut ca unul dintre cei mai mari artiști din lume, aproape ca să le facă în ciudă acelor soldați care îi criticau lucrarea. Și țineți minte, toate astea au fost făcute de un al șaptelea copil dintr-o familie săracă de țărani, care nesprijinit de nimeni a plecat din Hobița fără nimic și a cucerit lumea. Și data viitoare, când vezi Coloana Infinitului, chiar dacă nu înțelegi tema ascensiunii divine, poți să înțelegi măcar că acea operă reprezintă în esență pe Brâncuș, viața, viziunea, experiența și călătoria lui incredibilă. Brâncuș este unul dintre cei mai remarcabili români care a trăit vreodată, nu pentru că a cioplit niște pietre, ci pentru că a avut o viziune pe care a urmat-o necontenit, fără compromisuri, cu pasiune și dedicare și multă muncă, până când s-a ridicat pe cele mai înalte culme ale lumii artistice. Și dacă din filmul ăsta reții un singur lucru, reține că mai presus de orice, Brâncuș ar trebui să ne inspire să tindem spre excelență în tot ceea ce facem.